Cu ocazia zilei de 8 martie, Poliția Rutieră Suceava, în colaborare cu dealer Volkswagen Automitric, s-au gândit să facă participantelor la trafic o surpriză plăcută și să le ofere drept simbol o floare și o felicitare, să le ureze o primăvară frumoasă și, în același timp, să le atragă atenția să manifeste multă prudență la volan. Am ieșit împreună cu cei de la Poliția Rutieră în stradă pentru a sărbători doamnele, domnișoarele, la locul de muncă, ca să spun așa, șoferițele mai ales, cele care ne conduc zi de zi, nu numai mașinile, ci și viața, aș spune eu. O acțiune frumoasă, o acțiune care sperăm să continue pe parcursul mai multor ani. Oprite în trafic, unele șoferițe s-au speriat, însă toate au fost plăcut surprinse de agenții de poliție. În fiecare an, instituția oferă mărțișoare femeilor aflate la volan ca simbol al venirii primăverii. Bună ziua, sunt inspector de și Poliția Rutieră. Documentul meu, vă rog. Doamnă, nu vă filmați, vă rog frumos. Da. Emoții, nu găsesc nici documentele. De ce aveți emoții? Mai ales astăzi de 8 martie. Da, păi tocmai astăzi, ziua noastră. Ziua noastră, da. Deci, ocazia zilei de 8 martie, vă urăm o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere, partea Poliției Rutiere și celor de bol. La mulți ani și drum bun, să fiți fericită. Toate cele bune. Drum bun. Și nu aveți emoții astăzi. Nu mă așteptam la așa o surpriză. Cum vi s-a părut acest gest din partea poliției? Superb. Superb. Vă așteptați? Că v-ați cam speriat-o la care? Nu m-am așteptat. Bineînțeles că nu. M-am așteptat la o amendă. Mulțumesc mult. Ar fi prima oară în viața mea de pe șofer. E prima dată când vă oprește poliția, nu? Și nu cred că aveți emoții, nu? Nu, puține. Nu, că nu așa de lucru. Am înțeles. E bine atunci. Eu v-am oprit ca să vă urez din partea Poliției Rutiere și din partea o primăvară frumoasă și o să vă oferim așa un mic simbol. Atunci îmi doresc să sunt tot obraz cu poliția, că e începutul. 8 martie, o dată pe an, doamnă, așa că... Să vă mulțumesc! Și mult atenție la volan! Vă mulțumesc foarte mult! Chiar dacă dimineață șoferițele au fost răsfățate în trafic, polițiștii au ținut să precizeze că, deși vor fi îngăduitori întreaga zi, greșelile nu vor fi trecute cu vederea. Este 8 martie, presupun că doamnele, domnișoarele conducătoare auto vor petrece de seară, le dorim petrecere frumoasă, însă le atragem atenția dacă au consumat alcool, să renunțe la a conduce mașina. În privința asta nu vom trece cu vederea și vom aplica măsurile legale. Fie că este ziua lor sau nu, se pare că șoferițele sunt ușor de depistat în trafic pentru polițiști. Sunt unele dintre ele care, pot spune, au veleități de a conduce mașina, altele încă sunt în curs de perfecționare, să zic așa. Dar se descurcă.